Doamnelor, domnilor, bună ziua, sunt Nicoleta Mocanu, bine v-am regăsit la Vreau să fiu parlamentar. Discutăm astăzi cu doamna Manuela Mitrea, candidată din partea Uniunii Social-Liberale pentru Colegiul 8, Camera Deputaților. Bună ziua, doamna Mitrea, bine ați venit alături de noi. Bună ziua și bine v-am găsit. Doamna Mitrea, v-am văzut acum câteva secunde, să spunem așa, ați fost la întâlnirea cu sindicaliștii din sănătate. Povestiți-ne un pic cu ce probleme au venit oamenii. Ați aflat noutăți față de ceea ce știați deja? A fost a treia rundă de întâlniri, practic, cu sindicatele din Constanța. Am avut o întâlnire cu toate sindicatele afiliate cartelului Alfa, cu Sindicatul Lucrătorilor din Portul Constanța, cu grămadă de alte sindicate. După aceea am avut întâlnire, cred că ieri, când campanie, chiar nu mai știu cum trece timpul, cu Sindicatul Pensionarilor Militari și a cadrelor disponibilizate din armată. Și astăzi, exact ce spuneați mai devreme, am avut întâlnire cu sindicatele din sănătate, cu Sindicatul Sanitas și ceilalți reprezentanți ai celor care muncesc în acest domeniu, asupra căruia ne aplecăm întotdeauna, dar nu unde a ajuns, din păcate, cel puțin nu în ultimii ani. Și dacă vreți să vă spun ca o concluzie generală asupra tuturor acestor întâlniri cu sindicatele, este aceea că sindicatele au fost deosebit de încântate că s-au întâlnit cu noi, pentru că spunea cineva, mi se pare, dacă nu mă înșel, chiar președintele Sindicatului Cadrelor din Poliție, că ne-am întâlnit și cu aceea, spuneau că în ultimii 4 ani s-a vrut ca vocea sindicatelor să fie adusă la tăcere, ceea ce mie mi s-a părut un lucru foarte grav. Tot dumnealui spunea săptămâna trecută, când ne-am întâlnit, că s-a furat foarte mult în țara asta în ultimii 4 ani, și atunci am zis, dacă dumneavoastră, ca și reprezentant al celor care lucrați în poliție, spuneți acest lucru, vă dați seama că lucrurile stau așa, pentru că dânsul nu-și permitea ca la acea întâlnire să vorbească lucruri neadevărate. Pe ce credeți că s-a bazat afirmația dânsului? Sindicatele s-a intenționat să fie aduse la tăcere? Oare de ce? Nu știu, să se controleze totul mult mai ușor? Exact. Într-o democrație, așa cum avem nevoie de parlament, și vedeți că tot mai multă lume crede că noi parlamentarii suntem niște oameni răi și rău intenționați, ceea ce este complet fals, pentru că nu stau lucrurile așa. Și eu am tot spus de câte ori am avut ocazia să nu mai spunem la modul general clasa politică, toți parlamentarii fac același lucru, pentru că nu este adevărat. Dar vedeți, s-a vrut să se arunce anatema asupra întregii clase politice și asupra tuturor parlamentarilor. Tot la fel s-a încercat cu sindicatele. Același lucru, uitați-vă, o democrație în care parlamentul nu funcționează este tras pe linie moartă. Și aduceți-vă aminte că noi la un moment dat eram ca o anexă a guvernului și am tot spus, nu este în regulă ca guvernul să dea ordonanțe de urgență, nu este în regulă ca guvernul să vină să-și asume răspunderea pe legile cele mai importante, pe legea învățământului, pe codul muncii, pe legea pensiilor, pe ce a fost mai important. A venit guvernul Boc, guvernul PDL, care acum, în paranteză vie spus, vin candidații ARD și îndrugă una și alta, dar oamenii nu se mai uită la ei, pentru că eu mă întâlnesc cu oamenii pe stradă și știu ce îmi spun acești oameni. Nu s-ar bucura să audă ce spun despre guvernarea lor. Și acum, revenind la sindicate, același lucru s-a dorit cu sindicatele. Să se reducă la tăcere, pentru că vocea sindicală este o voce foarte importantă în țara asta. Pentru că întotdeauna trebuie să te așezi la masă cu sindicatele, ca împreună să stabilești lucrurile care trebuie să făcute în țara asta. Pentru că exact ce vorbeam azi cu reprezentanții lucrătorilor din sănătate, dacă noi suntem foarte bine intenționați și toți parlamentarii din echipa USL și cei care ne-am întâlnit îndeoseb astăzi, Alexandru Mazăre, eu, Manuela Mitrea, Eduard Martin și Dobre, care ne-am întâlnit cu sindicatele, suntem deschiși spre dialog și vrem să ducem la București o lege perfectă. Dar pentru asta avem nevoie de ei. Și am stabilit întâlniri
un comitet de lucru chiar, să ne întâlnim, să lucrăm pe legile ce țin de sănătate, pentru că nu este numai legea sănătății. Trebuie să vorbim de legea asistentului medical, care a fost pusă în sertar și nu a mai auzit nimeni de ea. Deci sunt foarte multe lucruri pe legislație care trebuie spuse la punct. Ori eu, mai ales nefiind medic, sau Alexandru Mazăre, la fel, nu suntem de specialitate, am spus, ne întâlnim cu dumneavoastră, culegem toate problemele, ne spuneți exact argumentele ca noi să le putem susține mai departe. Deci eu cred că într-o democrație așa trebuie să se întâmple lucrurile. Și probabil cum văd și dânsi rezolvarea problemelor. Pentru exact, că... dar ei lucrează în sistem și am aflat foarte multe lucruri azi. Am vorbit și lucruri generale și lucruri punctuale. De exemplu, am stabilit că trebuie făcut ceva privind educația sanitară. Noi nu mai avem în școli acele ore de educație sanitară cum erau înainte și erau foarte binevenite. Acum, nu numai neapărat în cadrul orelor de dirigenție, dar chiar și acolo, dacă sunt făcute să fie de cadre specializate, pentru că iarăși revin la omul potrivit, la locul potrivit. La fel, când vorbim despre sănătate, ne referim la prevenție. Îmi spunea astăzi un medic și foarte bine a subliniat că la noi în România se face prevenție 40%, ori afară 70% reprezintă prevenția, pentru că dacă facem o educație sanitară în școli corectă, asta ține iarăși de prevenție. Dacă prevenția este cuprinde o zonă cât mai mare, atunci, iată, se degrevează sistemul sanitar de foarte multe lucruri neplăcute care apar. Vezi situațiile cu TBC-ul, vezi toate situațiile care apar din acest lanț al slăbiciunilor, pentru că dacă copilul în școală este învățat să se spele pe mâini foarte des, lucruri mărunte care poate acum cineva se uite și haideți, doamnă, că nu e important. E foarte important, pentru că eu azi m-am întâlnit cu acei medici și de la ei am cules aceste probleme și mi-am asumat și eu și colegii mei că vom pune în discuție aceste lucruri. Legea salarizării în sănătate, foarte importantă. Mare problemă aici. O mare problemă. Și au dreptate. Au dreptate cei din sănătate, pentru că numai la nivel declarativ s-a vorbit despre sănătate. Vom face, vom da. Haideți acum, ca după aceste alegeri, când sper ca românii să înțeleagă și să meargă foarte mulți la vot, că iarăși este o problemă și aceasta. Deci sper ca un guvern USL ales de oameni, după alegeri, să repare toate aceste lucruri. Pentru că știți ce se întâmplă? Au fost foarte prietenoși sindicaliștii cu noi. De obicei, sindicaliștii sunt ostili în sensul pozitiv, pentru că ei vin și ridică probleme reale aduse din mijlocul celor pe care îi reprezintă. Dar ne-au spus, n-avem ce să vă reproșăm dumneavoastră, pentru că nu dumneavoastră ați condus țara. Deci oamenii știu că noi practic din 2004 n-am mai fost la guvernare și se simte acest lucru. Și atunci au venit cu foarte mare deschidere către noi și foarte mare încredere. Ori eu n-am să-i dezamăgesc pe acești oameni cu care m-am întâlnit zilele acestea, fi sigură. Da, s-au punctat câteva lucruri și am să le menționez aici. S-a discutat despre o salarizare adecvată a personalului medical, ceea ce spunea și dumneavoastră, o mai bună dotare a unităților spitalicești, o nouă lege a sănătății, personalul medical să fie scos oarecum de sub tutela bugetarilor, dar și despre niște măsuri compensatorii cu deduceri fiscale pentru cadrele medicale și doctori. Aș vrea să le luăm un pic pe fiecare în parte. Despre salarizarea adecvată, acum nu știu ce ar mai putea fi de spus. Este clar că avem nevoie de o salarizare. Absolut. De o salarizare pe măsura efortului dar, depus și a pregătirii să pe care o au. Să nu trecem repede peste salarizare, pentru că mi s-a părut foarte interesant cum s-a pus problema chiar la nivelul lor. Au spus așa, să existe un salariu minim, ceea ce este corect, dar după aceea să nu există o salarizare unitară, pentru că nu este corectă. Să fie salarizarea să oglindească exact ceea ce face fiecare personaj medical, așa cum spuneau ei. Ceea ce mi s-a părut corect, pentru că ei au spus nu trebuie să fie plătit un medic X la fel ca un medic Y dacă cei doi medici nu depun aceeași muncă cu același grad ridicat de, eu știu, de dificultate, de ceea ce este foarte corect, pentru că nici ei nu se simt ca să fie tratați, exact ce spuneam eu de oamenii politici, să fie tratați la grămadă.
Da. Care ar fi oportunitatea scoaterii de sub tutela bugetarilor, a cadrelor medicale? De ce se intenționează acest lucru? Ei au stat și ne-au explicat foarte mult pe această zonă și eu mi-am notat foarte conștiincios toate cele auzite acolo, pentru că le-am spus, nefiind de specialitate, eu nu pot decât să fiu ca un, eu știu, ca o curea de transmisie între dânsii Un și mesager mai exact, degrabă. ceea ce este foarte important, pentru că asta facem noi și asta trebuie să fim noi parlamentari, că uneori nu ne place, mai ales discutam zilele trecute de problemele administrației locale. Asta e, trebuie să ne placă, pentru că oamenii vin către noi cu problemele aia și trebuie să le rezolvăm. Așa și ei astăzi ne-au spus că nu vor să fie plătiți de la buget, pentru că nu li se pare corect. Trebuie făcut o lege a salarizării specială pentru medici, să nu mai fie tratați ca orice alt bugetar. Lucru iarăși foarte corect. Și pentru că sunt aici și pentru că mi s-au pus întrebări referitoare la reîntregirea salariilor, a venit chiar o doamnă care nu s-a jenat să întrebe în ședință și chiar am spus, trebuia să întrebați acolo. A venit și m-a întrebat, doamnă, este adevărat că ni se reîntrege salariile? Și am spus, da, sigur că da, a doua tranșă se va da deja în decembrie, probabil că cei mai mulți dintre noi vom primi acești bani la începutul lui ianuarie. Deci este sigură. Da, vești bune, mai ales după sărbători când portofelele vor Nu, fi dar mulgolite. astea sunt dintre lucrurile pe care guvernul Ponta le-a promis pentru această perioadă scurtă și de care chiar s-a ținut, deci și le-a asumat și iată că le și pune în practică. Și cu pensiile am făcut același lucru, dar aș vrea să vorbim că nu ați amintit acolo în enumerarea dumneavoastră de închiderea spitalelor. N-ați spus de faptul că s-au blocat locurile de muncă în sănătate. Sunt lucruri pe care iarăși le-am discutat astăzi și medicii prezenți acolo ne-au mulțumit cumva și ne-au spus că într-adevăr s-a văzut diferența între guvernul de dinainte și scurta perioadă a guvernării noastre, acum până în alegeri, pentru că noi am deblocat peste 3.000 de posturi în sănătate, dintre care 1.000 și ceva de posturi pentru rezidenți, ceea ce este foarte important, pentru că o altă problemă ridicată astăzi a fost aceea a părăsirii țării de către cadrele noastre medicale. O problemă Este care pleacă tot de la foarte grav. salarizare, să știți. Pleacă de la De salarizare, la de la condiții. locurile de muncă, pentru că aveați dumneavoastră punctat acolo de dotări. Pleacă și pentru că degeaba înveți tu foarte mult, te școlarizezi, depui foarte mult efort dacă ajungi într-un loc unde nu te ajută dotarea, cât de bun ai fi tu ca medic. Și asta iarăși e o problemă pe care ați subliniat-o și dumneavoastră și la care am stat foarte mult astăzi. Practic, ședința a fost foarte lungă, să știți, n-a fost o ședință și asta mi-a plăcut. Nu ne-am întâlnit doar ca să punctăm o întâlnire cu sindicatele. Am oroare de lucrul ăsta și se întâmplă în viața politică să vedem astfel de acțiuni doar ca să bifezi. Nu, noi am stat cu Hai să găsim creionul, soluții. exact, am stat cu creionul și cu hârtia în față și ne-am notat fiecare lucru discutat, am căzut de acord pe foarte multe puncte pentru că întotdeauna noi socialdemocrații am fost alături de sindicate și i-au simțit întotdeauna asta, s-a văzut, întotdeauna i-am cooptat în discuțiile noastre, am avut semnate tot felul de protocoale pe care le-am respectat. Dar, din păcate, v-am spus, revin, pentru că mi se pare foarte grav și de asta subliniez, revin la faptul că toți spuneau același lucru. S-a încercat punerea pumnului în gura mișcării sindicale. Un lucru absolut grav și nu trebuie să trecem așa de ușor peste acest lucru. Adică, oamenii trebuie să înțeleagă că dacă sindicatele nu mai există, ne întoarcem undeva unde. Probabil că cei mai mulți dintre noi nu ne dorim să ne întoarcem. Avem nevoie de sindicate. Da, doamna Mitra, eu știu că dumneavoastră ați mai avut și ați adresat niște întrebări către guvern și o să fac referire aici la persoanele care necesită dispozitive medicale. A fost undeva în octombrie anul acesta, știu că ați adresat o astfel de întrebare ca urmare a faptului că 1.200 de persoane erau la ora actuală numai aici pe județul Constanța care aveau nevoie de aceste dispozitive medicale și știu că vi s-a răspuns de fapt că nu au fost alocate suficiente resurse în buget pentru acest lucru. De ce?
De ce? Pentru că asta e discuția, de fapt. De ce nu au fost alocate suficiente fonduri? Pentru că înainte să construiești un buget, mă gândesc, nu? Că stai tot așa cu creionul și cu hârtia în față și vezi ce nevoi există în țară. Nu? Și atunci, construind bugetul, pornind de la nevoi, cred că nu mai apar astfel de răspunsuri. Eu am avut foarte multe întrebări dumneavoastră, ați dat doar un exemplu. Un exemplu pentru că are exact, oarecum legătură cu ceea ce discutam mai devreme. Foarte multe întrebări pe sănătate și de cele mai multe ori, într-adevăr, mi s-a răspuns așa. Mie mi se pare că mi s-a răspuns doar ca să... Eu știu să zic eu că am primit un răspuns, dar eu n-am fost mulțumită și întotdeauna am revenit pe toate acele întrebări, am revenit cu alte interpelări și întrebări până am fost mulțumită, până am văzut că s-au făcut, s-a mișcat ceva în zona respectivă. De cele mai multe ori însă am bătut la porți închise pentru că una la mână era guvern PDL, iar eu ca și parlamentar de Constanța PSD, probabil că nu eram atât de atractivă în ceea ce spuneam și mai ales că ceream pentru oameni. Nu știu ce ar fi trebuit să mă duc să cer ca să mă bage în seamă. Probabil că trebuia să ies ca boc și să cer să se micșoreze veniturile oamenilor, nu? Deci, haideți să fim serioși. Noi le-am spus și astăzi, am spus la toate întâlnirile că ceea ce spunem în întâlnirile alea poate să vină oricând să ne tragă de mânecă și să ne aducă aminte dacă cumva derapăm, dacă vor exista derapaje. Am spus tot în aceste întâlniri, cred că la penultima întâlnire, cea cu cadrele militare, cu pensionarii din armată, le-am promis că vom arăta cartonașul galben, eu personal voi face acest lucru, dar sunt convinsă că și colegii mei, voi arăta cartonașul galben unui ministru, chiar dacă este de la mine, din guvern, deci din guvernul majorității, pentru că o să primeze nevoia celor care m-au trimis în Parlament și nu un interes politic de moment. Eu cred că nu vor fi cazuri de asta, dar mi-am luat și acest angajament, pentru că ne întrebau, veți vota cum vă dictează partidul, neapărat, și am zis, da, vom vota cum spune partidul, dacă votăm în interesul cetățenilor. Dacă nu, mai vedem. Avem și un cartonaș galben pe care asta o să-l scoatem. Atât timp cât partidul vrea ceva în interesul dar cetățenilor. Dar acum, știți, la noi este foarte simplu, pentru că întotdeauna când PSD-ul, USL-ul acum a ajuns la guvernare, întotdeauna s-a întors către oameni. Niciodată n-a întors spatele problemelor oamenilor și asta s-a văzut și în legislația de la vremea respectivă, s-au văzut și în investițiile care s-au făcut la vremea respectivă. Deci oamenii cred, pentru că au experiența unei guvernări PSD și atunci nouă ne vine ușor să susținem toate aceste lucruri. N-aș vrea să uit să vă spun un lucru foarte important. Apropo de faptul că suntem în campanie și foarte mulți apelează la, eu știu, la zvonuri și la informații false către populație. Când am avut prima întâlnire de care vă vorbeam cu sindicatele, au fost și reprezentanții celor care lucrează în port. Și vreau să-i asigur pe toți cei care ne privesc acum, niciun om din portul Constanța nu va fi disponibilizat după ce pachetul majoritar de acțiuni va trece la primărie. Deci vreau să fie toată lumea sigură, pentru că foarte mulți oameni de bine, da, nu, dar este o prostie, vă rog să nu creadă nimeni acest lucru, este o nemernicie a celor care nu au cu ce să vină în fața oamenilor, pentru că sunt în campanie electorală, pentru că ei au tăiat pensiile, au închis spitalele, au tăiat salariile și atunci vin și aruncă astfel de zvonuri. Nici vorbă, în momentul în care vom prelua la administrația locală pachetul majoritar, constanțenii nu numai că nu vor fi dați afară din port, vor fi și alții angajați și nu numai atât, constanțenii vor simți în propriile buzunare acest lucru. Pentru că așa este normal. Exact cum le spunea și Radu Mazăre, știți că a fost trimisă o scrisoare către constanțeni, nu este un secret, în care le spunea foarte clar toate lucrurile care se pot face odată cu preluarea acestor acțiuni și vă ziceam și dumneavoastră altă dată, scăderea facturii la întreținere cu până la 15%, construirea unui spital de pediatrie. De ce să nu folosim banii ăștia pentru constanțeni? Pentru că portul e al constanțenilor. Da, doamna Mitra, haideți să facem oamenii să înțeleagă, dacă nu au înțeles până acum, că
această trecere a pachetului de acțiuni către administrația din Constanța, către locală Consiliul și Județean și așa exact. Mai departe, este practic decât o formalitate. Adică banii vor reveni către administrație. În rest, va rămâne în continuare Compania Națională, Administrația Porturilor da. Maritime S.A. Sigur că da. Proprietatea da? Este a exact. Statului. Asta trebuie. Deci nu ia nimeni portul să plece cu el acasă. Deci singura portul... modificare va fi aceea că dividendele vor fi încasate de către administrația. Da, este foarte corect ce spune și mă gândesc și e bine că vreți să subliniez acest lucru. Eu am spus tuturor oamenilor cu care mă întâlnesc și nu, nimeni n-a crezut din cei, cel puțin din cei cu care m-am întâlnit eu, că ia cineva portul. Nu, proprietatea rămâne a statului, administrația, deci pachetul majoritar, profitul practic va reveni administrației locale, iar administrația locală va face exact cele ce le-am enumerat cu acei bani. Până acum, faptul că a fost cum manageruit de la București, nu s-a văzut nimic, pentru că practic în 8 ani de zile, deci în 8 ani de zile, s-au trimis 75.000 de euro, adică mizerabil. Haideți să vedeți cât de bine vor merge lucrurile când această lege va fi adoptată, pentru că avem promisiunea fermă a premierului Ponta, există deci voință politică, rămâne doar ca acest proiect de lege pe care noi deja l-am depus la Parlament să fie votat cât mai repede în noua legislatură. Da, doamna Mitra, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, cred că mai puțin de 5 minute, dar aș vrea să punctăm două dintre acțiunile dumneavoastră care au avut loc în această care au loc săptămâna trecută, de fapt, acțiuni care probabil au fost născute din întâlnirile dumneavoastră pe care le-ați din avut întâlnirile mele cu cetățenii, din întâlnirile mele de la Cabinetul Parlamentar, de la Casa de Cultură, unde vin oameni zilnic și mi aduc probleme pe care eu încerc să le rezolv și cele mai multe dintre ele le-am rezolvat. Cele care rămân nerezolvate mă voi apleca asupra lor și sigur le voi rezolva, pentru că eu sunt foarte bătoioasă și oamenii știu că de asta vin către mine, că au văzut că pot să rezolv probleme. Am avut foarte multe întâlniri în cartierele colegiului meu, am fost la Eden, am fost în Ninel 2, am fost pe Brătianu, am cules foarte multe probleme, unele le-am și făcut, de exemplu, în intersecția, nu știu dacă știți intersecția de la Eden, mi-au cerut pensionarii acolo se strâng, mai joacă, eu știu, o tablă, mai stau de vorbă, pentru că pensionarii, să știți că sunt foarte activi din punct de vedere social și se întâlnesc, vorbesc și atunci m-au rugat să fac acele băncuțe. Nu este mare lucru, dar pentru ei știți cât de mult a însemnat și mai ales că văd că, dom'le, te adresez unui om și chiar înțelege nevoia ta și dacă poate chiar te ajută. Deci am fost și astăzi pe acolo. Mi s-au și aș vrea să că totdeauna n-avem timp pentru lucrurile foarte importante. Mi s-au ridicat foarte multe probleme în ceea ce privește curățenia pe anumite zone. M-am dus acolo. Oameni buni, terenurile alea nu sunt ale primăriei. Sunt terenuri care aparțin unor particulari. Primăria cu toată bunăvoința a venit, a făcut curat. Normal ar fi ca particularul, pentru că la mine în casă nu intră nimeni să-mi facă curat. Nici la dumneavoastră în casă nu intră nimeni să vă facă curat. Cu toate acestea, primăria se ocupă și de acele zone, dar vă spun că toate acele zone ocupate de ciulini, eu știu, uneori mai multă mizerie, sunt ale unor oameni care nu au grijă de ele. Deci eu ridic un semnal de alarmă, oricum o să vorbesc la administrația locală să le dea niște amenzi să-i usture, pentru că n-au nicio vină locuitorii din zonă, că ei nu și îngrijesc de proprietate. Dar poate veți reuși să faceți acest lucru și în Parlament, nu știu, să instituiți o lege, ceva, o reglementare, prin care să obligați oamenii să-și întrețină... Să-și întrețină bunul propriu, exact. Că eu nu ne interesează ce este în interior, ce au în interior, exact, dar nu. Atât timp cât afectează, absolut. Cât îi afectează pe ceilalți. Deci, pornind de la asta, uitați că putem construi și un proiect de lege, practic, cu niște măsuri foarte aspre pentru cei care nu se îngrijesc de aceste locuri, care sunt ale lor. Am vrut să fac un părculeț în Inel 2 și am constatat că acolo este, iarăși, o persoană fizică care deține acel teren unde vroiam să fac un părculeț. Am depistat cu directoarea de la școală
la 39, o porțiune mai mică, dar unde o să mă îngrijesc să fac un părculeț pentru copii, pentru că sunt, e o nevoie mare de aceste locuri de joacă. E unul din lucrurile cu care mă întâlnesc zilnic. Am foarte multe cereri de la părinți, am o listă de vreo 40 de semnături de la părinți și bunici care mă roagă să fac în zona aceea Inel 2 acel părculeț. Din păcate, suprafața aia mare pe care pusesem noi ochii cu toții, și eu și părinții și bunicii, nu este a primăriei, din păcate. Este a unei persoane fizice, iar legea nu ne permite. Este chiar intri sub incidența legii penale dacă încerci să faci categoric lucrurile acolo. Da. Dar curățenie le-am făcut. Le-am făcut noi curățenie oamenilor. Asta e. Da. Să fim sănătoși. Poate îl mai trageți de urechi așa pe domnul primar din când în când să aibă grijă și de locurile de joacă pe care le-a amenajat primăria. De pe domnul primar nu mi-aș permite să-l trag de urechi, pentru că primar Caradu Mazăre e rar să ai. Pentru atunci că să-i reamintiți. Asta, da. Face atâtea lucruri și pentru bătrâni și pentru tineri și, uite, a făcut și foarte multe locuri de joacă pentru copii. Nu sunt suficiente. Asta e altceva. Asta nu înseamnă că nu sunt locuri de joacă în Constanța. Mai trebuie să făcute. Dar de tras de și mai nu îngrijite. Nu-l trag, știți de ce? Pentru că chiar e un primar de toată isprava. Că dacă ar fi cazul, i-aș arăta și lui cartonașul galben. Dar n-am de ce să o fac. Până una alta, Da, Constanței se pare că au fost mulțumiți de mandatele lui din moment ce l-au reales. Bineînțeles. Doamna... Au și de ce. Vă mulțumim că ați fost astăzi alături, doamnelor și domnilor. Eu sunt Nicoleta Mocan. Nu vă dau întâlnire și mâine aici pe Antena 1 Constanța. Până atunci vă doresc să aveți parte de o seară cât mai liniștită. La revedere! Descoperă o cale nouă. There's another stage to declare. The 51st to no one. Îți spun o poveste nouă. Show me places I never seen. Îți arăt o viziune nouă. Îți aduc o ispită nouă. Împart cu tine o muzică nouă, o luptă nouă, o reușită nouă, o aventură nouă. Suntem cea mai mare familie și la 19 ani, lumea e a noastră. Fi unul din generația nouă. Un cuplu celebru este pe cale să se despartă. Aici ai... O să zic că sunt singură și nedisponibilă. Secretele de culise și vorbele de duh. Pasiunea mea e puternică decât viața. Jurămintele. Îți jur că în momentul ăsta aș pune capăt la tot. Mânia. Pe tine te-aș bate, te-aș băga în spital. Și bucuria. Vorbesc franceză, visez în franceză, dar în jur pe românește. Descoperă senzațional adevărat. Viața e așa. Și nu altfel. De luni până vineri, de la ora 17, ai acces direct. Asta la verita! Cu Simona Gherghe. Stați să vedeți așadar. La Antena 1. Crezi că merit să mergi mai departe? Ne e dureros pentru mine. Viața ta oricum nu se termină la concursul ăsta. Cred că ta poți. Mi-a părut bine să te cunosc.